În prezent, România, care cultivă cereale pe aproape 6 milioane de hectare, se află în primii 8 producători ai Uniunii Europene. Nu mai e suficient să produci în cantități importante, ci mai ales să ai pietele de desfacere adaptate și să ai capacitatea de negociere a prețurilor, pentru că trăim într-o lume în care prețurile la produse alimentare în general și la cereale în special sunt foarte volatile. Și din acest punct de vedere, cred că nu ne mai putem baza doar pe ceea ce putem face cu mecanisme de intervenție pe piață, așa cum Uniunea Europeană obișnuia să o facă în trecut, ci mai ales cum putem face pentru a asigura o anumită stabilitate a prețurilor prin capacitate de negociere, prin forță de negociere pe piață. Șeful guvernului reamintește că România are destule atuuri pe care le poate folosi în beneficiul său, printre acestea deschiderea la Marea Neagră, dar și câțiva vecini cu potențial de producție agricol important. România, împreună cu aceste țări, ar putea juca un rol important în constituirea unei piețe regionale de cereale, și pornind de aici și pe alte produse agricole, dar mă gândesc în primul rând la cereale, cu forță de impact, de negociere, nu doar la nivel regional, ci și la nivel internațional. Un rol important îl au producătorii agricoli, care însă trebuie să se organizeze cât mai eficient și să încheie cât mai multe parteneriate cu țările vecine, este de părere premierul.